Te luăm la bătaie din prima. Da, dintre ei. Da, cine pierde stă cu paharul cu apă în gură un meci. Cum adică cu paharul cu apă în gură? Bei un pahar, dar ți-i apă în gură un meci. Haide, 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 haide. Ok, 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 ok. Claudiu, te pup. Ok, facem. Claudiu, te pup. Două din trei. Hai să luăm tap-tapuri pe ecran ai mei. Hai să găsim și noi un nume, să zicem tap-tap. Hai să găsim și noi alt nume. Meciul ăsta vreau 30.000 de aprecieri acolo sus. Toată lumea dă pe... Doamna Miha, nu mai spuneți doamna Miha asta, că dați foc la chat. Elena, mulțumesc, Elena Fila, și distribuim live-ul ai mei. Signal! Deci eu de fiecare, și ieri când m-au jucat cu tine și azi când mă uit, eu am mereu impresia că tu ești într-un vestiar de la sală de sport. Nu, cum să zice asta? La dulapurile alea din spate, așa sunt aranjat. Și la sala de sport. Ca pentru ăștia care cred că n-am fost la sală vreodată. Așa. Avem probleme. Penal pentru Signal. Toată lumea tap-tapuri pe ecran ai mei. Avem ori doi, jucăm două din trei. Hai să vedem dacă avem forțe sau nu. Cinci trandafiri. Bună, Andrei. Cinci trandafiri, oamenii nu... Cinci trandafiri. Patru. Ionuț. Și acum la ori doi. Acum la ori 2, Nicolae, să arătăm cine sunt, cine sunt învingătorii. Acum la ori 2, Ștefan, te pup. Bun, dăm cu toții. Acum un minut întreg de ori 2. Un minut întreg, deci un minut întreg de ori 2. Haideți, fetelor, haideți, fetelor. Dorin, doamna Eli, haideți, fetelor, haideți, fetelor. Ana Maria, mersi Stefania, te pup. Mersi Georgi Joe, pantera. Georgi Joe este o panteră. Mersi de cacadele. 74.000 de puncte să intrăm înapoi în clasament. Haideți acum să mergem peste ea ca să stăm detașați. 20 de secunde de ori 2, vedeți că ești Bia, te pup, Bia, te pup. Încă un pic peste ea. Haideți, fetele, un pic ceva peste ea. Alinuț, te pup. Hai mă, că ne bat așa de-n prima. Plouă. Trebuia să plecăm la plimbare, nu? Mi se pare normal. Dăm cu toții să perică pe ei. Ce ai fost piure, ce e ăla? Ce e ăla, piure? Piure cu... Ce e ăla, piure cu mărar, ce e ăla? Mă ligă. Mamă, ce poftă. Diana este în baie, o să apară și imediat. Mai aveți 2 minute din meciul ăsta. Trebuie să facem 30.000 de aprecieri acolo sus. Distribuim live-ul. Hai, câtă-ți clujenii mei, dați drumul la tap-tapuri. Anca, te pupăm! Eu cum intru și eu în clasamentul ăsta? Că văd că sunt 99 plus, cum trebuie să... Uite-te câte puncte îți mai trebuie. Dați-le aprecieri, gen? Nu, dă pe clasamentul săptămânal. Așa? Și acolo jos, trebuie să-ți scrie. Păi sunt 99... trebuie 50... Mamă, 55.000 de puncte, de diamante. Ca să ajung, deci dacă fac 55 de puncte de astea de diamante, mă duc lângă Final Boss. Pe omul ăsta eu l-admiram, dar bine, l-am admirat după ce, până să ia bătaie de la Mocanu. După ce l-a bătaie de la Mocanu, parcă nu mai l-admira așa tare. Și de ce l-admirai înainte? Nu știu, mi-a plăcut așa, cum arăta, gen. Înainte, până să vine el în țară să vorbească, nu se știa mai nimic despre el, gen, decât ce se posta despre el, știi? Când a apărut la început chestia cu Final Boss. Nu știu, mie mi-a plăcut așa, ca gen, ca și tip, ca prezență. Ștefan, că pupiți! Mulțumesc, Ștefan! Haideți ai mei! 73.400 să intrăm. Anca ne dă cu 4. Fetelor, acum, n-avem o mănușă sau ceva, nimeni! Fetelor, mănușă, ceva, n-ai, fetelor! Fetelor, gen, am dat la vorbă despre Final Boss, fetelor, doamna Eli, fetelor, Dorin, să-mi da fală. Dorin, dă drumul la CFR, Dorin, aolo, nu cred, aolo, dă-i,
ceva, dă-i ceva, dă-i ceva. Nu cred, nu cred, nu cred, nu cred. Încă ceva, încă ceva, încă ceva, încă ceva, încă ceva. Alin! Alin! Alinuț, cu trusa de machiaj. Da, fă-l obet, Alinuț, mulțumesc. 70.000 de puncte să intrăm înapoi în clasament. 1-0. Ți-ai servit 70.000 de puncte? Da. Stau mai bine decât tine seama. O să stăm noi mai bine decât voi. Toată lumea tap-tapuri pe ecran, amici. Tăpăriși, 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 distribuim live-ul. Mulțumesc! Învingătorilor, hai să ne concentrăm. Salut, Marian. Da, m-am relaxat un pic și hai să ne concentrăm un pic, că e cam dificil să se întâmple aici. Cam începem să fim luați, nu prea mai suntem luați în serios, asta e problema. Dorin, unde este Cristina? În seara asta ne-a cam lăsat la greu. Am fost cam lăsat, ne-am cam relaxat un pic, stăm de vorbă și hai să ne axăm un pic. Deci, cine are Voroșa? Alinuț, ești tot din Cluj? Bun, hai să ne concentrăm un pic. Păi reușim să o batem, Marian? Reușim? Trebuie să sărbătoresc 24 din 24, aminteam la ora 8. Ziua a început la ora 9 dimineața. Cred că am sărbătorit destul. Jucăm pe puncte grele, da? Cluj-ul prezent! Bravo! Ai mic, scrieți-mi din ce ora sunteți aici în cent. Te pup de ea! Eu sunt Florania. Provocarea de viteză să o facem și atunci să ne axăm să dăm puternic. Păi Marian, hai să vedem dacă reușim. Ia și. Am sărbătorit și mai devreme Black, reușim. Nu trebuie să dăm explicații. Dulcea! Ia uite ce frumos plouă afară. Și așa trebuia să spăl mașina, mai bine că n-am spălat-o. Lăsă că oricine orice. Silvian, te pup, Silvia, mulțumesc de trandafiraj. Da, și ce-i dă? Păi ce să vezi bine, că e întuneric, nu poți să vezi pe aia pe întuneric. De acord, doi, ai venit toată lumea, tăptărică, tăptărică. Cluj-ul e topul de pe lume. Topul de pe lume. Bun. Haideți, pupa, Dina. Haideți, invitatorii mei. Haideți, futurașilor, haideți. Anca ne dă cu ultimele patru mele. Mulțumim, Anca. Și că vezi, nu plouă. Eu stau Mihai Bravo. Mihai Bravo turuie. Avem provocarea de viteză. Haideți, oamenilor. Cred că ne trebuie să se înțeleg ce trebuie. Stați un pic, că ne trebuie 4 trandafiri imediat. 4 trandafiri, haideți, 4 trandafiri acum. 4 trandafiri. E, și acum ne trebuie puncte ca să fie ori 2. Haideți să mergem un pic peste ea, vă rog. Dorin, hai un pic peste ea, să ne concentrăm un pic meciul ăsta, că să nu luăm bătaie. Aici Mihai Bravo rupe. Dacă noi am un vecin care are nervi mine și dă cu furtunul peste casă la mine, înseamnă că... mersi frumos, Ștefania! Mersi, Giorgio, tot așa, încă un pic, mai sunt 9 secunde. Încă o dată acum, că tot e fața noastră. Hai să mergem după ea. Am venit la tine că Andreea nu vrea să mă bat din seamă. Cine e Andreea? Ai provocarea. Are cineva mănușă? Mersi, Ștefania. Are cineva mănușă? Vedeți că noi avem o mănușă. Alinuț, tu ai... Are cineva mănușă? Eu nu-ți te pup, mulțumesc. Ok. Tăptărică pe ecran toată lumea. Eu vorbesc cu toată lumea. Și cineva la follow, vă aștept sus cu follow, că avem un pic până la urmă. Are cineva mănușă? Ok. Mersi, Ștefania, mersi, Ștefania. Așa e, mai bravo, distribuim live-ul, distribuim. Da, de mănuși ce s-a Cristina. N-avem mănuși, n-avem nicio mănuși în chat. Haideți, măi, că avem și noi noroc să intrăm înapoi în clasament. Am încredere în noi.
O să iau la iarnă. Stranger Things, mulțumesc că ai distribuit live-ul. Oare îi dă snipe acolo Doren? Doru? Cum o zis că îl cheamă? Dorin, nu cred că am snipe. Ar fi frumos să am snipe. Nu prea am eu snipe de fel. Mulțumesc, 68.400 să intrăm. Bravo, 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 bravo. Trebuie vreo 2000 de puncte să vă prezete. M-a speriat că-ți dă. O secundă am crezut că-ți dă, jur. O secundă chiar am crezut că-ți dă. M-a speriat un pic. Bravo, ai mei. Hai să vedem. E Silvian MVP, David, Alinuț, Anca, Ionuț, Ralu, Sărmâna din suflet. Bun, deci cât stai? Un meci întreg? Bun. Începem din nou. Două din trei, da? Trebuie să-l facem să râdă. Ce pot să-i spun oare să-l fac să râdă? Ziceți-vă, ai mei, scrieți-mi comentarii glume să-l facem să râdă meciul ăsta, să scui pe apa. Bună, Linuț! Hai să vedem. Ce putem zice oare? Să râdă. Ai mei, toată lumea, tăptărică. Trebuie să intrăm în seara asta înapoi în clasament. Stăm aici toată noaptea. Orice. Noi spunem orice, ce putem să-i spunem? Vreau să-i spunem ceva, să... Ai văzut clipul lui Adrian? L-am văzut. Ce pot face pentru un bună? Bună, Stranger Things! Ce putem să-i spunem? Eu nu știu glume. Spuneți-mi mai glume. Ce glume cunoaștem? Ceva haios. Eu îi zic ceva haios, dar nu știu ce să-i zic. De ce trece castravetele strada? Era verde. Ai mei, ziceți-mi și mie cu bancuri, că eu nu știu bancuri din astea. Avem ardoi! E prea concentrat, de-aia zic, dar eu nu știu să-i spun o glumă din aia bună, că râde toată lumea. 4 trandafirașe mei. Claudii, Cara. Laviniu, ieși Laviniu cu noi. Bravo. 40 secunde de ori, 2. Alinuț, Claudii, 30 secunde. Mașinuța de la obiectiv, mașinuța. Facem, nu facem. 20 secunde de ori 2. Da, iau când și doar tu. Tu vrei a fi zi de zi. Și vreau... Alinu se dă cu parfumele. Dar suntem slabi, meciul ăsta, suntem slabi. Chiar e meciul ăsta. Eu zic... Și a spus și fetelor. Yo. Trecutul nu... Are mă apă în gură, Și eu vreau să fac să scuipe, dar nu știu ce glumă să-i spun. Vreau și eu să fiu hazlie, nu știu ce glumă să-i spun. Ai mei, toată lumea tăptărică pe ecran, tăptărică și distribuim live-ul. Haideți să reintrăm în clasament. 68.000 de puncte să intrăm din nou. Avem nevoie aici de forțe din alea mari, de forțe. Ce m-a speriat, du-te, pui, vezi ce m-a speriat. Dragoș, mă spuneți, Dragoș, du-te încolo, tu ce m-a speriat. Dar ce, este sunet din... Pune tu, what the fuck? Da, stai că s-a băgat din astea noi. Ionuț de pup, Ionuț. Gata, că mi-a tărit inima din piept. Ai mei, dăm cu toții tăptărică pe ecran, tăptărică. Mai avem un pic până la 50.000 de aprecieri. Abia ce am deschis live-ul de 10 minute. Haideți să fim cei mai tari, să reintrăm în clasament. Să mă strâm și o să râdă. Nu cred că dacă mă strâmb o să râdă. Nu, că mă face el să râd efectiv. Să mă ciuda la el. Nu știu să mă ciuda la el. Bună, Cătălin. Ioi.
What's the weather? E supărat. Ce-abia. Ce râde, Alinuț? Aia cu cărămida nu o zic, că nu mi-o place. Secundei mei. Păstrăm mâinurile astea. Să spun că mi-a fost dor și le-am spus și fetelor tremur când mă... Alinuț, era cu ceață! Dragoș cu pălărie! Bravo, Dragoș! Ah, Dragoș! Du-te tu! Alin! Bravo, 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 și Dragoș! Bravo! 67.400, să intrăm înapoi în clasament, Alinuț cu gogoș! Exact la final! Stefania, Daniela, e o ceață! Nu cred! Nu, nu-i nevoie de lume, simt mult! Bine, rău! Bine, Stefania, te pupăm! Stefania, dați-mi follow la Stefania! Inclusiv eu! Bravo, Ștefania! Bravo, Ștefania! Bravo! Alinuț, Dragoș, Alinuț, mulțumesc din suflet! Nu, ies că plouă, nu vezi că plouă afară! Ce, eu n-am văzut-o pe asta din moment! Dar hai, 1-0, dă-i drumul! Ce face meciul ăsta? Cine-i pierde, ce face? Nu știu, zi tu! Trebuie să pun alt obiectiv. Cine pierde meciul ăsta? Da, asta n-am vorbit. Păi n-am vorbit nici eu, George, tot cam aia e. Hai pe întrebări. Nu, las, eu stau ca pe în gând și tu mă bagi la întrebări. Pun grămada de flori, că n-am văzut-o de 3 luni de zile. Mergem la plimbare. Tu în spatele tău ce? Ai pat acolo? E gen e pat în spatele tău? Da. Iată, dacă pierzi următorul meci, stai cu fața, stai în partea cealaltă la dulap și stai cu spatele un meci. Te uiți la dulap. Să stau cu curul la voi? Nu, să stai cu curul la noi. Stai cu spatele la noi, nu cu curul. Stai cu spatele la noi. Dacă nu, și eu stau cu spatele la voi dacă pierd. Dar nu-i corect așa. Haide, păi am stat cu gura închisă. Nu-ți dau provocare dacă am avut gura închisă. Și așa e puterea acolo. Bine. Dacă ai mei, dacă pierd, știu că o faceți intenționat. Haideți că-i bună asta. O să stea în partea cealaltă. O să stea în partea cealaltă cu fața la dulap. Tu un meci întreg. E mă supăr. Andrei, te pup. Ștefania, dacă vrei să dai ceva, da acum, când e ori doi. Acum contează, că e ori doi. Ștefania, acum Ștefania, când e ori doi. Avem 30 de secunde de ori doi. Haideți acum, când e ori doi. Hai să zicem tare în față. Adelina, te pup, Adelina. Uite, Adelina ține cu mine. Emilia, mersi, mersi, Ana Maria. Haideți acum, când e ori doi. Când e ori doi acum. La ori doi, Emei, la ori doi. Andrei? Haide acum, când e ori doi. N-avem nimic la ori doi. Adelina, când e ori doi. Mersi, George și Joe. Haideți acum să batem, că e 1-0. Haideți să o batem. 3 secunde de ori doi. Mersi! Ștefania, mersi, Ștefania, no! Te pup, Ștefania, ai și balena, ai și balena, pum! Te pup, Ștefania, dați follow la Ștefania, că e bine rău! Haideți acum, bravo! Dacă se punea aveți grijă că are putere, Ștefania, fii pe fază, Ștefania, că are putere! Ajutați-o și voi pe Ștefania, respect Ștefania, dați follow Ștefaniei! Ștefania, vină la mine în echipă, abonează-te, vină cu Ștefania, că ești bine rezultat, vină în echipa noastră, respect Ștefania! Mersi Ștefania, te pup! Aleluia! Mersi Ștefania! Care-i la? Ai mei, dăm tăperică și distribuim live. Nu vreau să pierdem noi. Mersi Ștefania, mersi. Respect Ștefania, dați-mi follow. Mai Ștefania, ia uite Ștefania, avem clătite pentru tine. Black Velvet are clătite pentru tine, Ștefania. Avem clătite pentru toată lumea seara asta. Ce tare a venit balena aia. Ionuț, te pup, Ionuț.
Ai, nu, ce mă enervează. Andrei, mulțumim. Deci dacă am dat cu toții... Te ascult, tete, te ascult. Putem câștiga. Avem mănușă, guys, nu? Avem pe aici mănușă. Avem mănușă? Noi nu avem mănușă. Avem mănușă, nu-i așa? Nu știu de ce nu-ți apar câte puncte sunt de joc, nu știu, Ionuț. Bună, Ana Maria, dacă vrei tu să fim pregătiți pe final, dacă se întâmplă ceva acolo, vreo surpriză, să fim pregătiți pentru un live. Ștefania, mulțumim pentru tot. Dați un follow, vă rog, la Ștefania, că e în echipa noastră, e de-a noastră. e puternică. Haideți, ai mei, să ne pierdem noi. Am înțeles, Ila, am înțeles, mi-a apărut sus aici. Ioi. Ștefania, bravo, mulțumim Ștefania. Mulțumim din suflet, Ștefania. Dar fiți atenți acum pe final la snipe. Fiți atenți la snipe. Doamne, să câștigăm. Eu văd tot, când scrie la văd tot acolo. Eu văd tot ce se scrie. Ștefania, numărul 1, Ștefania. Ce tare. Fiți atenți pe final acum. Să nu facă ceva pe final. Ai văzut grijă, Ștefania. Ștefania, Bravo, vă mulțumesc, mersi Maria, mersi George, mersi Ștefania, sunteți top, Ana Maria, Dorin, vă pup. Alinuț, ai spus la titanul aici, Balena a făcut tot, un meci stai cu spatele la noi. Zic care e următoarea provocare, ca să nu zici că nu-i corect, care e următoarea provocare? Nu știu de tu, când am dat în plămada cu flori? Doamne, ce strâns a fost, Ștefania, ești top, Ștefania, vă mulțumim, sunteți top. Înainte de orice, vă rog să-l văd în comentarii, doar inimioare albastre pentru Alinus, că nu dați snipe-ul ăsta, chiar dacă am pierdut. Deci să văd acum doar inimioare albastre, o secundă. A, citit-o, citesc aici, antivereale. Care să fie următoarea provocare? Ce vreți să facă? Mersi, Pricop, Nicoleta. Mulțumim. Care e următoarea provocare? Ce să punem să facem? O dinimioare. Stați să-mi iau celălalt telefon ca să văd ce scrie și ce se întâmplă. Și hai că stau. Deci următorul meci, un meci întreg, stai cu spatele la noi acolo. Da. Și următorul meci, dacă pierzi, deși multă lume nu se ține de cuvânt, vreau să-mi faci și mie o promovare. Merge? Promovare ce promovare? Adică să mă promovezi pe TikTok. Unde? Pe TikTok-ul tău. Sau dacă nu, facem altceva, dacă nu vrei. Altceva. Să zic... N-a făcut nici poliție. Stai ce spune, stai că mă gândesc. Hai să ne gândim la provocare. Provocare. Următorul meci, dacă pierzi, stai învelită sub pătrul meci. Te uiți la noi, gen, de ține cât capul, să se vadă doar capul. Bine, și tu la fel. Nu, că asta e ăsta. Stai că spun eu altceva. Eu vreau să faci pasta tu. Bine, tu iei o lingură de făină în gură. Așa. Și un pic de apă, îți clătești așa gura cu făină și cu apă și după aia scuri. Ok, dar tu stai ca și cum ți-e frig un meci întreg și stai decât se vadă decât fața tot meci, așa, știi? Bine, hai. Deci acum te duci și stai cu spatele la noi pe partea cealaltă a patului, te uiți la dulap. Acolo stai, da. Poți să stai jos dacă
dacă vrei pe pat, e indiferent. Dar te uiți la dulap, așa. Da-mi drumul la doctor Rich. Vedeți că și eu dau tap-tap. Ce vrei să asta e ce vrei, nu poți să iau telefonul. Important e că, na, stă cu spatele la noi, face... Mersi Mircea, mersi, te-am sunat, n-ai răspuns. Ce vrei să-ți fac Mircea, mersi mult. Doamne, Ștefania, ai făcut senzație, Ștefania. Ștefania, ai făcut senzație. O să-i spun că se întoarce. Ce? Ci că n-avem voie cu alimente. Cum adică? Adică n-avem voie cu făină sau cu alte alimente. Bine, atunci pe întrebări. Bine, tu îmi pui întrebări, dar la mine rămâne la fel. Ardoi! Na, n-am gândit-o pe asta, nu mi-am dat seama care telefon, ce să fac? Haideți, fetelor, haideți acum câte ori doi, câte ori doi, câte ori doi. Aure, nu mai prinde și noi de-asta cu ori trei. Ne ducem mai periculos, mai tare. Ana Maria Valentina. Oh, a venit Adriana! Bună, Adriana, te pupăm! Haideți acum să ne ducem tare, care ați văzut care putere. Ați văzut care putere. Haideți acum la ori 2 să ne ducem un pic mai puternic să știm că suntem ok. 40 de secunde. Adriana, vin, Adriana. Adriana, vezi că mi-am făcut clan. Avem clan acum. Mersi Ana Maria, te pup. Mersi Mircea. Haideți acum la ori 2. Haideți acum la ori 2. Să mergem un pic mai încolo ca să fim siguri. Că ați văzut că a dat pe final, i-a dat vreo 3000 de puncte pe final. Haideți să fim un pic mai în față, să fim siguri. Haideți acum 14 secunde, 13, 12, haideți acum să începem tare. Să fim un pic în fața ei. Vedeți că e pedepsită. Mulțumesc, mulțumesc, Joe, mulțumesc, Ștefania. Adriana, tu ai mănușă cumva? Mersi, mersi. Andreea, la ultimul minut, poți să lași telefonul deoparte? Nu! Deci... Păi, Ana Maria, da, Ștefania, dacă poți să ne ajute Ștefania, dacă dai tu Ana Maria atunci la final, să ne ajute Ștefania, să ajutați pe Ștefania și a venit și Adriana, dar vedeți pe final, e puternică, pe final ați văzut, pleacă 3000 de puncte ca racheta la ea. Da, ok, ok, Georgiana. Da, măcar să-l câștigăm și provocarea asta. De ce Marian? Salut, Sebi. Mulțumim, Dorin. Te așteptăm. Acum Ana Maria și toți să ne mobilizăm acum. Ana Maria, poți să dai acum. Ana Maria, nu, Ștefania, trebuia să știți mănușa, Maria, Ștefania, mersi. Acum, Ștefania, tot așa, acum, că e ori doi, cât pui tu odată să mai pune odată de la TikTok. Acum, ajutați-și pe Ștefania, ajutați cu toată lumea acum, cât ești mănușa. Mersi, Adriana, mersi, acum, că are snipe, sigur, are snipe, încă o dată, mersi, Ana Maria, mersi. Nu!
Mersi, Ștefania, mersi. Ștefania, ai primit mănușă. Fii atentă, când tu ai mănușa asta, dacă tu dai mănușa asta, după ce ai dat mănușa, trebuie să stai o secundă, două, și după pe urmă poți să dai. Și ce dai tu se dublează. Adică se dă, ce dai tu, TikTok-ul dă de mai multe ori. Alice, tot... mulțumesc, care nu ții mintea forța mea. Ai, 1-0. Au venit pe... egal, ca să au... provocare. Au venit fetele mele puternice. Au venit fetele mele puternice. Ne vă așteptăm pe ecran și distribuim live-ul. Nu sunt blocat, sunt blocat? M-am blocat? Nu. Nu m-am blocat, nu? Tamara, cred că ai, poate ai probleme cu internetul, vezi? Toată lumea, tăptărică. Haideți, fetelor, haideți, fetelor. Frumoasa voastră apare imediat, e la un mic fum, e la un mic fum și vine imediat. Bună, ce faci? Fac bine. De fapt rău, că tot pierdem aici și vreau să picăm noi. Mamă, ce senzație a făcut! A făcut provocare. Acum dacă câștigăm meciul ăsta, dacă câștigăm meciul ăsta, ea o să stea sub pătură, o să se vadă doar fața, o să stea doar sub pătură. 4! Acum ne trebuie 4 trandafiri. Mănușa, păi tu ai mănușa, tot acolo de la cadouri, cred că la cadouri, ajutați-o și voi pe Ștefania. Uite, acum Ștefania, acum ce dai tu? TikTok-ul dă de 2 ore, adică, de exemplu, dacă dai un punctaj de 500 de puncte, o să fie 1000 de puncte. Acum ce dai tu o să fie dublu. Deci acum, dacă vrei, poți să dai acum, că e ori 2. Și acum contează mult, să ne ducem mult peste ea. Acum e ori 2. Acum, Alie, acum. Acum, Ștefania. Hai, Alex, mulțumesc, Nicolau. Ce senzație a făcut cu balena aia, mâncați-aș gura ta, a intrat balena aia atunci. Nici nu mă așteptam. Mersi, Ștefania. Uite, vezi ce dai tu acum? Așa. Mersi, Ana Maria. Te pup, Ana Maria. Cum te bat fetele astea în halul ăsta? Păi fetele mele sunt niște rechini. Am niște rechini aici, învingătoare. N-ai cum să le faci. 20 secunde de ori 2 la ori 2. Haideți acum, câte ori 2. Acum să ducem un pic mai sus decât ea, ca să fim siguri. Acum câte ori 2. Haideți, fetelor. Acum câte ori 2, cât contează. Acum câte ori 2. Ce să am? Nimic. Ai, no, pierde. Mersi, Ana Maria, mersi, Giorgio. Ioi, ce. Uite, Ștefania, și acum, de exemplu, mai spre final, dacă vrei să folosești mănușa, pui mănușa că o ai la cadouri și după ce ai pus mănușa, stai 2 secunde și pe urmă poți să dai și se multiplică ce dai tu. Alex. Cât dai tu, pe urmă dă și TikTok-ul înapoi, tot cam același lucru. Marian, mai încă 44 de mii de puncte și ajungem în top. Intră dând în top. Doamne, dar cum ar fi să-i... 44 de mii. Eu vreau să-i de-a ta. Cum ar fi să intre dând în top? Stai și de mii ca să intrăm noi. Eu știu că noi putem intra înainte. 44 de puncte! 44 de mii de puncte și intrăm în top. Intră dând în top cu oamenii grei. Intrăm cu oamenii grei în top. Fetelor, vedeți că ați văzut, ne surprinde pe final, are susținere pe final. Mersi, Ștefania. Ștefania, fii atentă, strategul de echipă. Vrei să strănuți? Fii atentă că e posibil să ne surprindă pe final și e păcat să ne ia și win-urile. Și ai 1-0. Și ar fi bine să câștigăm. Nu, noi câștigăm. Noi câștigăm. Ce? Dați urmările Ștefaniei, care două să-i creștem și contul. Haideți să-i dăm toți urmările Ștefaniei. Că este un om important la noi în comunitate. Păi, Ștefania, vezi că noi ți-am dat urmărire după ce o să terminăm live-ul ăsta, să acceți, că dacă vrei.
Ștefania, vezi acum pe final, Ștefania, fetelor, vedeți acum pe final, fetelor, așteptați și voi pe Ștefania să nu ne facă vreo surpriză, că nu e chiar așa departe de noi și ar fi păcat. Să... Hai să câștigăm, să terminăm și cu joaca asta, haideți să câștigăm și provocarea asta, haideți acum la final să nu ne surprindă, haideți acum pe final, să nu ne surprindă, 5-4, să nu ne facă vreo surpriză neplăcută. Nu cred, am fost sigură că pierd și am primit și mănușă. Ștefania, du-te la culcare. Bravo. Ștefania, du-te la culcare. Ștefania, ai auzit ce a zis? Facem plimbare. Ștefania, ai auzit ce a zis Ștefania? Suntem la 5 obiective. Auzi, Ștefania, du-te la culcare. Voi ați auzit ce a zis Andreea? Lăsați un comentariu și numeroarea noastră pentru Alinuț. Voi ați auzit ce a zis Andreea? Ștefania, du-te la culcare. Ștefania, care a dat drumul la balena aia, de n-ai știut de unde te lovește la balena aia. Punem 20 de gogoșici la obiect. Da, să vezi. Ștefania, du-te la culcare. Bine, Andreea! Mulțumesc că puneți inimioare albastre. Doar inimioare pentru Alinuț. În semn de apreciere. Bine. Păi cum dispare? Deci trebuie să cauți, nu știu, unde trebuie să caute mănușa? Că n-are cum să dispară. Unde se caută mănușa? Haideți să-i arătăm că nu stau lucrurile chiar așa. Și haideți să o punem sub pătură. Să o punem la culcare un meci, să stea liniștită sub meci. Ai auzit ce a zis Ștefania? Ștefania, du-te la culcare. Ați auzit, fetele? Hai să o ajutăm pe Ștefania să o punem noi la culcare, de fapt, pe Andreea. Haideți să, că am vrut să o trimită pe Ștefania la culcare. Hai să o punem noi, de fapt, pe Andreea la culcare. Hai să o punem noi pe Andreea la culcare, că nu ne-a plăcut ce a zis. O punem noi. Vă trimite la plimbare. Măi, spune-ți aici în chat lui Alinuț cum găsește mănușa. Îi zic eu, are un buton rotund sus în dreapta, să apese pe el și dă deconectare. Sau are un buton să închidă live-ul. Ștefania, acum meciul ăsta e ori 3. E 1-1, vedeți că e 1-1. Vedeți acum, meciul ăsta chiar contează pe bune rău de tot. 4 trandafiri. 4 trandafiri. Ai mai scris, vă rog, în comentarii. Așa, ei, acum, vă rog, Adriana, dacă ai ceva, acum, de Adriana, Ștefania, eu zicea de Ștefania. Acum, dă-mi tare rău de tot, dar nu trandafiri, nu trandafiri, dar să o ducă pe părți și mie imediat. Acum ne trebuie că e ori 3. Acum ne trebuie că e ori 3. Ori 3. Acum că e ori 3 și se de 3 ori de mamă. Haideți acum. Haideți acum. Ștefania, unde ești, Ștefania? Bravo. Nu mai avem putere, 21. Nu cred. Nu mai avem putere. Fiate că nu mai am putere. Oh, mersi, Ana Maria, hai după aia, că e ori 3. Nu cred. Încă 5-6 minute puncte să intrăm în clasament. De departe. Fii atent, la cadouri, bă, aici jos ai exclusiv. Și la alea exclusive trebuie să ai mănușa. Same, departe. Da, a început să joci tehnic, da. Mamă, departe. Mamă, și 1-1. Da, Tamara, da. Dar hai să bate meciul ăsta. Te pup eu, nu? Mersi, Ștefania! Ștefania, fii atentă, Ștefania. Dacă mai ai acum, apasă pe mănușă și după folosește lucrurile astea. Apasă pe mănușă, că ai mănușa la cadouri. Ai mănușa, apasă pe mănușă. 200, hai să câștigăm, e 1-1. Ai mănușa, apasă pe mănușă. Și după ce ai apăsat pe mănușă, acum
Acum, așa și acum de lucrurile alea. Dacă tot, dacă mai ai tot așa încă un dăla, acum se multiplică. Dacă ai acum poți să dai iar. Hai Ștefania, haideți, ajutați și voi pe Ștefania, că e mănușa sus 20 de secunde. Haideți că vreau să trimită la plimbare pe Ștefania noastră. Haideți, mersi Adriana. Vreau să trimit la culcare pe Ștefania noastră. Hai Ștefania, acum de cât e mănușa? Cât e mănușa? Hai de acum, acum cât e mănușa? Cât e mănușa? Ajutați și voi pe Ștefania, cât e mănușa? Cât e mănușa? Nu cred. Și n-a prins. N-ai prins, dacă prindeai Ștefania, da, ce voști că n-ai prins pe mănușă. Nu cred. Nu știu cum să-l ajutăm pe Alinuț să ne dea mănușa. Nu cred. Diana și usucă polul și vine și ea imediat să stea cu noi de vorbă. Dar tot e aproape de noi, tot e acolo. Aaaa, 10 secunde, aveți grijă să nu dea vreun snipe, să nu dea ceva pe final, aveți grijă, să nu dea ceva pe final, să o punem la culcare, haideți să o punem la culcare, să nu dea nimic pe final. Nu, era prea mare snipe. Bine rău de tot. Ai primit o ceață magică, Ana Maria, mulțumim, dați follow tot Ștefaniei, bravo Ștefanie, ești cea mai tare, vă mulțumim tuturor care ne-ați ajutat. Mulțumim Ștefania, mulțumim Adriana, te pupăm. Chiar dacă ai avut o zi grea la muncă și stai cu noi, mulțumim! Ok, stă așa. Te pup, Alinuț! Mulțumesc din suflet de ajutor! Mergi la plimbare! Asta-i. Nu așa e! Cum? E să te pui în pas și să-ți pui decât capul așa jos acolo, pe întinsă pe pat. Așa a fost. Hai, întinde-te. Zi pe ce? Ăsta lasă-l așa de fan. Până faci provocare. Noi. Așa. Așa. Hai, așa că ai vrut să o trimiți la plimbare pe Ștefania. La culcare cu Andreea. Trebuie să intru cu un domn polițist acum să joc și cu el și da, să faci provocarea asta, să le mulțumim fetelor că am câștigat și după mai jucăm mai târziu. Da, uite ce fată cum intri și tu acum, vezi? Mulțumim Ștefania pentru tot, ești cea mai tare Ștefania și Adriana, Georgie Joe, fetele noastre, mulțumim tuturor. Sunteți cele mai tari, fetelor. Ne mai trebuie 40 de K și să intrăm în clasament. Să intrăm și noi printre oamenii ăia grei. Bună, Alexandra, bună. Am pus-o la culcare pe fată. Mersi, Iulia, Dina, mersi, Emilia, mulțumesc frumos, mersi, Ila, Chilafonic. Mulțumesc, fetelor, vă pupăm, sunteți cele mai tare, ați dat dovadă de multă putere. Multă putere, Ștefania. Yes. Nu mai trebuie un trandafir. Și l-am prins. Bine, acum asta e light, meci, ăsta e light. E așa, gen, decât să-și îndeplinească provocarea. Ți-am pus la culcare pe Andreea. Ce așa a stat eu? Așa a stat cu apă în gură. Plouă, da? Ce faci și pata? Haideți să vedeți și pa voastră. A făcut frumoasă. Da, față asta. A făcut frumoasă, am zis. Am pus subiect la oameni la hater mâini pe internet. Da. Bună, oamenii mei dragi. Da, Ștefania, uite, dă-i follow Ștefania. Știi ce a făcut Ștefania aici? Wow, și cum a dărâmat TikTok-ul. N-am văzut că... Mama, a dărâmat TikTok-ul, a dat drumul la balene.
Uite, am făcut și timp. Uite, Ana Maria Bișani. Bună, bună, bună. Ce? Am făcut timp. Am timp. De Zixmul, Diana, Dani. Avem timp. Și avem și sticăre. Puteți să-i arătați soției mele sticărele noastre? Cine are? Ei, Zmaule, ce faci? Care sunteți în timp? Puteți să puneți sticărele cu noi să te vadă și ea? Cred că e gratis. Nu, cred că costumim. Mulțumim frumos, Ștefania. Ciao, 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 Luciana. Bună, Deni. Mersi, Valentina. Bună, Nicoleta. Bună seara. A, Lucian. Am scris a Luciana, na. Lucian, scuze. Lucian Avram. În Mall Lafi. Am fost azi în Mall Lafi? Da, de-am cumpărat. A, da, am fost la Cora, da. A, da, fost, uite, Dorin, poți să-i arăți, poți să arăți Diana, Diana sticker-le cu noi? Mulțumesc, Dud. Bună, Rusandrina. Bine, am făcut baie și... Eu am răspuns la bună frumusețe, eu. Am uscat pe păr. Și-a durat în... Uite aici. Ia uite. Avem sticker-le cu noi, vezi? Mm-hmm. Da, poate să le pună doar cine e în... în fan clubul nostru. Lucian, te pupă, mulțumim. Luxandrina. Mulțumim, Lucian. Și tu ești un musul. Iar tap-tap. Avem 400.000 de tăl. 400.000 de ca de apreciere. Cred că facem și în seara asta 1.000.000. Smoule, te pup! De Smoule. O să-l cunoști cât de curând în Germania. Hola, Ioana, ¿qué tal? Mulțumim, Andreea, ai dormit? Bună ziua, doamna șefă! Bună! Vă pup, dragilor! Vă pup, te pupăm, ne mai auzim! Ceau, ceau! Uitați-vă și pe a voastră fată. De mine v-ați săturat să o lupa aici. Chiar că umbli tare. Da. Ei m-au ținut cu apă în gură și au bătut joc de mine, iubire. Doamne, ferește, iar te alinți. Și au bătut joc cu oamenii ăștia de mine pe live. Mulțumesc! Sincer, nu mai sunt. Cred că din 100% mai sunt 5% răcit. 4 cu 3. Da. Hello, my dear Kay. Hello, Ana. How are you? Câți copii vă doriți? 3. Dar cred că rămânem la 2. Ai, na, ai de ce, unul să fie avea unul al tău și se ceartă între ei, măcar un al treilea să câștige. Da, Black Velvet. Nu facem, trei. Tână ce mă tun, fetelor. Eu cred că mă tun mâine. Nu vă spun ce cadou i-am făcut de Ani astăzi. Nu vă spun mai târziu. Avem toată seara împreună. Dar nu vă gândiți că e ceva material. Acum ne-au rezumat la chestii. Miceaine, ca să profiți de chestia aia trebuie să ai un an de muncă în Germania ca să profiți de chestia asta și... Iară te alții pe săpicii. Cine mai apre? Nu, e prieten. Nu, el e prieten al meu. Cu el îmi permit să fac glume de genul. Mulțumesc. Aniversările noastre acum în casă, afară, sunt mai diferite, că acum nu se pot difuza. Schimbă bateriile, iubire, tot la barieră. Ia să vedem cu cine mai e pe aici. A, Macarie, care e non-stop. Mm-hmm.
Radio Papucu FM, sigur acolo e gălăgie. Păi e puternic, voi să mă îmbătai degeaba. Mai respirăm un pic, mai respirăm un pic. Dacă intrăm așa tare... Ah, mi-a rugat. Ce postare ai făcut? O să vezi. Păi mi-a apărut acolo 18 ore de te-ai menționat într-o poveste. Câte story-uri ai pus? Câteva story-uri și o postare super. Care să vezi când termin live. Câte story-uri ai pus? Câteva. Ai primit aprobare? Da, am stat. Doamne. 33 de postări ai făcut? 6. Cine a auzit, a auzit, Black. Cine nu, nu. Sorin Rus, joc cu el? Joc cu el, ha. Îl batem pe Sorin Rus, fetelor. Te las puțin. Vrei să-ți încălzești pastele? Încălzești pastele? Vrei? Da, și că mai puteți mai pui sos? Serios vorbesc. Și la încălzești? Da, mai pune jumate de sos din ala și încălzești cu sosul ăla. Și acum e bombă, dar trebuie să încălzești. Trebuie să amesteci în el în continuu. Radio, vrea să intre cu noi, fiți atenți. Radio Papucul FM. Hai să nu ne batem în radio. Ora asta cu metre și mor de foame. Acum a spus pe mine, pe doctorul, să nu mănânc pe mine aseara. Bă, ce? A trebuit să mănânce când este pe tine pe foame mușc pe tu, știi? A, ok, spune-o pe mine. Ce faci, ce zici? Fata cum a făcut laba, înțelegi, a făcut spălat pe dușul și veni și mâncat acum. Asta să-i spun sincer, că tu întrebă pe mine, ce faci pe tu? Să facem pe meciu? Dacă câștig, nu scoți o vorbă, un meci întreg, ok? Hai și eu dacă câștig. Hai faci berbecul. Ce fac? Hai berbecul. Să fac a berbecul? Hai dai cu capul în ușă. Dar tu nu scoți un sunet, un meci întreg. Ok? Atingem, așa. Merge? Merge, a spus să ne ingem. Ok, Sergiu, a spui că imediat. Fac berbecu. O să vedeți. Dar haideți să nu câștigăm. Aveți încredere, băiatul vostru. Fac ca berbecu. De unde este pe tine? Ca Bucureștoicu? Plăieștoicu. Ați acolo aproape pe tine. Da. Ați acolo pe Ploieștiurile. Ați că foarte multe manelisturile, așa e? Cash. De aici a plecat Bogdan de la Ploiești. A nu cheamă pe ala Bogdan de la Ploiești. A ghetul de la Ploiești. Țancă, uraganul, e la 3 case de mine de aici. Miraj. A spune pe Țancă, hat aici să nu vină aici să pune. Hat pe vigilie și asta sau și pe vale vigilie. A să stea acolo dracului, hat ciuciuruiul dracu pe el. Nu mai vorbi urât, că sunt artiști, adică se încântă frumos, le ascultăm muzica. Hat ascultă în continuare. Haide să facem provocarea de viteză. Haide să câștigăm și să-l facem un pic să tacă. Haide să facem încă un trandafir. Acum, bun, și acum e la ori 2. Hai să mergem acum la ori 2 puternic. Acum, mamă, avem un minut de ori 2. Haideți acum la ori 2. Haideți să-l facem pe acest domn să nu mai vorbească un meci întreg. Haideți, fetelor.
Hai, Ștefania, hai, Ștefania. Ștefania, e ori doi acum. Acum e important, cât e ori doi. Cât e ori doi? Acum cât e ori doi? Haideți, fetelor, haideți, fetelor. Ștefania, acum e ori doi. Acum se dublează totul. Mersi, Ștefania, mersi. Haideți, haideți, haideți pe el, haideți pe el, haideți pe el. 20 de secunde. Mersi, Ștefania, haide. Haideți pe el. Adică să ne tipe. Haideți că ne trebuie ceva, ne trebuie ceva, ne trebuie ceva. Am văzut să te pe cuțele pe tură, să rupem pe română. Mersi, Adriana, te pup, încă te va păi. Dacă vezi, la dubia de pe noi, haptop, te rup, deci asta. E un pic cam greu. Haideți, fetelor. Haideți să-l facem pe acest radio să-l să tacă. Mersi, Valentina. Atunci, românul, atunci este foarte greu să bați pe un bărbat. E greu să te bați pe tine, nu? Calin Gurga, Dumnezeu să binecuvânteze pentru și toate românele care dai pe mine pe ceapceapă. Bună seara, Roxana. Haideți, fetelor, haideți, fetelor, haideți, fetelor. Dacă ar cumva mănuși, ar putea să dea? Ca după asta. Atalin Goga, împinge, lasă, împinge eu, te tic. Haideți, fetelor. Fetelor! Hatatura este femeie la tine, Hataita este bărbatul puternice. Nu știu, Roxana, acolo se spune. Vrei să vezi că am și o fete puternice aici? Hai, Ștefania, hai, Ștefania, hai, să, hai, Ștefania. 30 de secunde, haideți acum. Când vrea să fie pe Marcele Lupu, ca să ne asipe. Hataita este furtă. Înțelegi? Hataita este bărbat, este pe furtul. Alin Gogan a dat pe mine pe găinu. Nu mai bați pe mine, că a dat găinu. Vasile, nu poate grijă. A primit pe Cețu. Trebuie să-i pare pe gând, da? Gata. Care de trei luni, de tare pe tu. Cate de trei luni, mă, și păi și prima nu mai calculezi, și prima ce-a făcut? Cata nu auzi nimica, mă. V-am dat de trei ori. Asta acum ce fac, mă, atvințim pe românul redat aici ca să vadă pe tine că a șters pe geamul? A dai tare, mă! Spar geamul, ce ai? N-am voie să fac provocările astea. Spar geamul, ce ai? A dat de trei ori. Ha, câtă vrăjoară este pe tine, ha, du-te pe temeteu. Păi tu nu ești agitată, iubire. Ce atâta și urlă și scandal? Vrei paste? Da, vreau. Ai pus sosul? Da. Și cum e, bombă? Da. Bravo. Ce dau aici? Da, dă-mi încă. N-am suportat niciodată să văd oameni care și vorbesc și țipă, se ceartă singuri. Asta n-am suportat nici în casă mireasă. Agitația și împulzeala, mai ales la task-uri, Doamne ferește, când era vorba de gătit sau ceva și s-a... Paste. Când era vorba de agitație și vedeam că se aleargă pentru... Ce task pentru un date, mă? Și nu m-am agitat pentru alea și tot am avut cele mai multe task-uri câștigate. Mulțumesc frumos!
Adică și eu mă grăbesc în viață. Toți spunea că ești prost. Cred că era de care vorbeam. Cred că era Nicăsul care am prins-o. Păi s-a atacat. Aia a fost singura chestie care a putut să se atace. Acum s-a dus. S-a dus Micăsul. Mi-a dat bloc. Intră alta, vă rog, în tura 3. Uite, vedeți? A venit alta. Aoleu, Doamne, știi cum mă simt acum? Nu știu dacă ați prins jocul ăla, era exact ce v-am zis, ziceți, dacă zic ceva, dă drumul la câini. Andrei! Și știți cum mă simt acum? Nu știu dacă ați prins când eram eu mai mic, era un joc de la, când, la casetă, puneam pe casetă și îmi pușcam rață, așa, încă un hater, încă un hater, când treceau rață, încă un hater. Ați zis să mergi... Ce? Nu am zice, că știu ce vrei să zici. Cred să-mi cumpăr niște paste de ei. De ce ești la dietă? Mulțumesc, am terminat acum. Soția mi-a dus cum e tău frumos, am ținut suc de portocale să vadă lumea că mănânc sănătos. Da, clar. Acel fresh de portocale. Faci gaură în obraj când mănânci. Da, ca să vă spun pe scurt, câți bani fac din TikTok? Noi, eu cu iubita mea, am renunțat la, la pleca în Germania, pentru că în 2 săptămâni de TikTok am făcut 1 milion de euro. Acum avem vreo 3 apartamente cumpărate și continuăm. Nu trebuie să le spunem. Nu spuneți la ANAF că nu i-am declarat. Am spus multe chestii în seara asta. Mâine avem și ANAF și protecția mediului și... Termină. Și cred că avem și protecția animalelor. La cât de urât am făcut în seara asta, mă declar animale. Zic că am murit vreun... Păi am venit! Deci aveam 200 și ceva. Deci aveam 280. 280. Și acum au venit câinii. Antifanii. Au, au, au. Gura, trezește-te, mamă, ce urcă! Mamă, ce urcă! Mâncați-și gura ta! Mamă, ce urcă! Fiți atenți! Elanții, deci fiți atenți! Elanții se plâng că au câte 3-6 persoane pe live care au 700.000 de urmăritori și eu cu 30.000 de oameni, uite cât de tare mă duc! Păi dacă mai zic de cineva, dacă zic de alt concurent ceva de rău, milionul. Avem 1 milion de următori like. Trebuie vreo 50 de moderatori, pe urmă. Avem 500 și... Dacă dau drumul la, dacă dau drumul la joacă, scade la 200. Auzi. Ai 500 și 400 sunt toți migăși. Nu, hai să nu fim, să nu fim. Avem 280-300, avem în fiecare seară. Nu, dar zic așa, că s-au băgat toți. 160 a dat drumul la câini. A zis că a venit ăla. Uite, uite, zice despre Dani. Zice voi, da drumul la câini. Zice, stăpâne, Dani cu Diana a spus de voi. Oh, ardei! Da. Acum încep toți. Aaaa, înjurați. Aaaa, înjurați, înjurați. Ăștia frustrați, dacă toți sunteți aici și nu puteți să vorbiți că vă dau bloc cu oamenii ăștia inteligenți, dați măcar tap-tap, că vreau să fac și 1 milion în seara asta de aprecieri. Vă pup. Eu știu cum o să dispară toți ăștia de aici. Dacă dau drumul la un meci, o să dispară.
Da, uite, Mirona, ce să facem? Mai râdem, mai glumim. Nu mai bani în seama, știi, și da, dacă nu le mai dau atenție la... Și acum dacă ne băgăm în seamă, o să meargă și o să plângă. Nu ne-am răspuns la hei! Am dat greș, stăpâne! E problema, avem materiale, a spus că s-a despărțit de Diana. Am mâncăm și mâine. Mâine avem ce să mâncăm. Punem pe YouTube. Uite, ia uite-i, arr, ia uite câți-i Smiggle și au venit. Precious, mai precious. Atâta timp cât sunteți pe live-ul meu și îmi dați comentarii, sunt mândru că sunt atât de important pentru voi. Mulțumesc că vă rupeți din timpul vostru. Scuzați-mă. Ce mă mulinești, ce da. Aplauze pentru Smiggles. Ce să fac? Nu-ți place de mine așa. Mai mă dezvolu și eu, mai ce să mai fac? Prostește. Bine, haide să scăpăm de hateri, să vedeți că nu ne mai dau importanță. Să intrăm, dacă intru cu Macari, rămân cu 3 urmăritori. Dar n-avem cu ce să intrăm. L-am înveselit înainte de My live. Precious. Ah! Uite aici cum se blochează oameni pe capete. Vă pupăm, haterilor. Mulțumim că vă faceți timp pentru noi. Sunteți inutili, ca să știți, de la mine. Dar nu vă faceți griji că ne puteți urmări mâine pe YouTube. Chiar dacă pierdeți în seara asta live-ul, mâine suntem pe YouTube. Mulțumesc, Iulia, dar mai scap și eu, mai zic și eu una, alta, cât, mai sunt și eu. Să răresc, gata, scade live-ul. Gata, a fost o furtună, a fost o furtună, acum se liniștește, decât mai pică un pic. La Ramona, la Diana, ne vedeți mâine, reluare. La Diana e aia care vorbește ea, nu? Care, de posibil. De seară a fost pe live. Să vedeți ce a făcut. A spus că s-a despărțit de Diana. Dar Diana vorbește ok. Păi da, să te opresc că te duceai tare. Dar nu, este una pe YouTube care nu-i, gen, vorbește, a. Nu mă pot aștepta la ce-a făcut aici. Diana vorbește unul de noi? Alex Macarie și Alex Macarie, ea l-a pus pe Alex Macarie. Ah, da, nu vorbesc, da, alea nu-mi plac. Aia, și rămâne de-a noastră, știu, dar asta, cred că Diana, sau nu știu cine, este care nu îi prea convine și scrie. Și începe vocea ei, știi, pune o poză și începe vocea ei. Ce-a făcut Diana? A jucat cu Macari. Aveți idee cât costă să faceți, cât e cel mai scump abonament la OnlyFans? Cât costă cel mai scump? Termină. Diana, doriți să faceți dumneavoastră live? Păi te schimb imediat dacă... Te rog frumos, intri în tura 2. Fiți atenți că intră cu noi bunica Gherghin. Bună seara! Ce faceți? Aștepta să iei tu iniția. Da? N-am crezut că este reală, doamne. Și am zis să fiu sigur că eu nu sunt. Că așa am mai... Am mai jucat cu Jean-Claude Van Damme mai devreme, dar nu era el. Bine. Cu vreo 23 zile. Oi. Foarte frumos, foarte frumos. La puta. Iubita mea jură în spaniol.
stai cu tot. Aș fi râs și eu să-mi spuneți și mie un desert, să fac un desert mâine, bun. Mă spuneți? Chiar azi ne-am primit o rețetă de papanaș. Papanaș? Oh, yeah. Aș vrea ceva mai simplu, așa, mai răcoritor. Da, nu papanaș, am mâncat trei papanaș. O plăcintă ceva. Păi este plăcintă cu mere pusă pe TikTok, e plăcintă cu brânză, e plăcintă cu dovleac, e tot felul de plăcinte puse. Aia cu mere e răcoritoare, mamaie. Aia cu mere. Aia da. Cu mere. Da. Și e și de post, dacă nu ați zis, e chiar bună. Ciorbă de ciolan a fumat și să faceți? Păi știu să fac, mamaie, dar n-am făcut pentru că pun pătuță. Păi știu, dar dacă știi să ne spuneți rețeta? Cum se prepară? Păi pui în cazul vostru înainte să se teapă, mamaie. Opărești un pic carnea aia, ciolanul ăla. Ok. Și o speli bine cu apă fiartă și le pui mai înainte să se teapă carnea. Și la urmă când s-a pierdut mai bine, atunci cu zarzavatul, să mai fiarbă cu totul. Și când e aproape bine fiart, pui și roșii sau ce pui tu acolo, roșii de coșuri, ce te pui. Ai notat, iubire, ca să nu avem discuții. Ai notat, da? Mulțumesc. Eu îmi dau singur tap-tap. Mi-au spus oamenii aici în chat să vă spunem că vă respectăm. Da, și eu. Vă iubesc pe toată lumea. Câți ani aveți? Am 74 de ani, mamaie. Mulți înainte, mulți înainte. Mulțumesc. Chiar te vă doresc să vă ajungi la anii mei și să mă depășiți încă atât. Dacă ajung la vârsta dumneavoastră, eu sunt fericit. Nu vreau să vă depășesc, sincer, dar dacă ajung la vârsta dumneavoastră, eu mă mulțumesc acolo. Ajung, mamaie, ajung. Vă uitați pe Antena 1 la Mireasa? Nu mă uit, eu mă uit la Casa Iubirii. Ne-ați dezamăgit. Ce mamaie? Sunteți de la Mireasa de acolo? Da. Da? Da? Bine. O să mă uit acum. Nu am fost, ne-am terminat, de acolo am plecat. Am terminat? Da, am terminat, am ieșit, ne-am căsătorit. Ne-am semnat sentința pe viață, gata. Foarte bine, mamaie, foarte frumos. Foarte bine. Dacă ați terminat cu bine de acolo, bravo vouă. Sănătos, da, psihic nu. Felicitări. Și pe cine susțineți de la Casa Iubirii? Îmi place de Radu și de Cristina. De Nona îi plăcea? De Nona v-a plăcut? Mi-a plăcut și de Nona, cu Patrick. Da, s-au despărțit? S-au despărțit? Da. Da? Da, mă uit. Păi știu, nu? Uite-o! Îmi pare rău. Păi el a iubit-o foarte mult pe mama. Da, nu știu motivul. Am vorbit, am jucat și cu el și cu ea. Da? Mi-a părut bine, bunii. Bine, mama. Să rămână. Sănătate. Balaur. Ce sunt? Balaur, adică puternic. A, balaur, sunt balaur, sunt dragon. Tap-tap. Jucăm pe ceva, pe întrebări, pe provocări, ceva? Ce vrei? Tu, eu nu știu ce oameni am. Bine, oameni sunt. Bine, oameni sunt. Bine, oameni sunt.
Bine, oameni sunt. Bine, oameni sunt. De unde patru trandafiri când eu n-am oameni? Sunteți nebuni? Ați nebuni? Facem patru trandafiri, facem patru trandafiri. Hai zi, Petru, ne trebuie 1000 de puncte, ne trebuie 1000 de puncte ca să facem, să bea un pahar de apă, să țină un pahar de apă în gură. Paharul de apă sau apa? Apa, nu poți să iei un pahar întreg, să ai apă în gură un meci întreg. Să n-am reflux. 3 trandafiri, vă rog, mite, n-am știut că e rămas aici. 3 trandafiri, jucăm pe provocări. Da, vorbesc cu pereți. Vezi, Stefania, încă ești aici, aștept. Alex, încă 2, repede, mă, ce lag, nu vedeți? Încă 2. Stefania, ne trebuie 1000 de puncte, Stefania. Bravo, Stefania, încă 1. Ne trebuie 1000 de puncte, ne trebuie 1000 de puncte. Haideți să facem 1000 de puncte. Hai, deci acum 40 de secunde de ori 2. Hai să facem 1000 de puncte. Haideți, fetelor. Lăsați-l să vedem ce dă din el. Mulțumesc, Alex Bio, că sunt regina ta. Haideți acum să facem 1000 de puncte. O forță n-am și eu. Bine, ce așteptări să am, doamne. Haideți, încă 7 secunde, hai să dăm ceva. Haideți să facem 1000 de puncte. Ne trebuie 1000 de puncte. După vă fac un dans. Lăsați-l să vedem până unde pot să o ducă. Ia să te vedem. De mine e vorba? Nu, vorbeam aici cu o fată. Ce job ai? Eu momentan sunt în vacanță, lucrez în străinătate. Am asta am înțeles, dar ca ce lucrezi? Eu am o firmă, am o vulcanizare, nu plăiești. Am înțeles, da, stop, top și distribui. Tu cu ce te ocupi? Escortă. Cu Uber-ul preiau mâncare, o duc dintr-o locație în alta sau cu Uber-ul clasic, nu știu, vrei de la Ploiești la Pitei, te escortez, te duc în stânga-ndreapta. Fain. Sorin, hello. Anita mea, nu mai tu-i tăi tăpla, să mă rog, fata mea, m-a râs de oră. Alessandra, te pup să rămâna. Mulțumim, fetelor, pentru 1000 de puncte. Nu știu, asta e și esența. Asta e și esența, Anita mea. Ia uzi. Tap-tap și distribuiri. Basul și balansul. Hello, Roy Ban. Hello. Mă bate, îi dă 2000 pe final, știu. Aveți grijă să nu-i dea snipe pe final. Vedeți să nu ne facă, să ne facă pe final. Nu, că n-am oameni, că de-abia am intrat. Da, pentru cei ce nu știu, jucăm pe provocări. Jucăm un meci, că după ne ducem la Iulica. Sau cu preotul. Dacă s-o fie eliberat preotul între timp. De unde ești? Din bucătărie. Mersi, Georgie Joe! Cât este ora? 22:32. Foarte bine, foarte bine, așa. Și gen după meciul ăsta ești tu, nu? Ok. Mersi, Mirona. Dacă ai destul din noaptea asta, nu. Fetele mea, nu mai vor să-ți fac șampanie asta gură.
Sper să nu plec. Reușim să o depășim acum? Reușim să mergem? Fain. Reușim să o depășim? Că acum e ori 2. Nu asasinul niciodată. Haideți acum să facem și noi că e ori 2. Hai să mergem peste să câștigăm și meciul ăsta. Haideți. Haideți să câștigăm. Haideți. Haideți că e ori 2. Nu luăm nimic la ori 2? Oh, Mesiana Maria. Încă un pic, peste aia, încă un pic, ne mai trebuie 1000 de puncte să fim peste aia. Ai, Messi Emilia, încă un pic, e ori 2. Haideți că încă ori 2, trebuie tot 1000. Mersi Ștefania, te pup. Hai acum cât e încă ori 2, cât încă este ori 2. Haideți. Încă un pic, Messi Ana Maria, te pup Ana Maria. N-am mai putut să țin. În momentul când ți ia pe multă în gură, te dor buzele și aici, în zona asta. Te doare că îi pune multă presiune. Am ținut aproape. E bine. Ultimul meci. Faci berbecul odată. Eu? Păi zis că nu-i pe nimic ăsta. Am mai luat din prima, faci berbecul, din respect pentru mine. Păi cu ce te-a luat din prima? Trebuie să zici de la început, ai zis că nu-i pe nimic ăsta. Așa sclav ești tu? Ești nu vorbi urât, că nu ți-am vorbit urât. Dacă te pun pe mă, dacă vorbești urât. Hai, vorbești liniștit acolo. A văzut că are putere pe final, a început să zic că mie... E că îmi zice mie. Jură? Da, lasă vorbească, să-mi jure, că cine o ascultă. A găsit și a cine se dea pe final, să-și dea puterii, n-a făcut provocarea până la capăt și din respect pentru ea de să ține provocarea. Da. Mâine, că e ziua mai scurtă. Da. Aveam și ce seară frumoasă aveam eu cu un cuplu atunci, ce bine ne înțelegeam noi cu un cuplu. Uitați aici unul care vorbește foarte frumos.